Crăzul Claudiu, pentru că în ultimul timp eu aveam și mai am pe sentimentul unui învins, că sunt în... Dar, văzând de strădania pe care cei din jurul meu, și în jurul meu este toată zilnă și Claudiu, și încrederea pe care mi-o acordă. Eu am fost totdeauna... Nu mi-a plăcut să ies în față. Nu mi-a plăcut, de exemplu, nici în seara asta nu mi-a plăcut. Mai mă afișez, pentru că și nu e o falsă modestie, este în felul meu de a fi. Eu m-am simțit totdeauna foarte bine singur. Și în singurătate am produs puținul pe care l-am produs, volumul de poezii, care toate sunt în închisoare, care sunt făcute cu mișloace, acolo nu aveam nici hârtie de scris, nu aveam nici o unealtă care să scriu, decât puteam în cel mult să scriu pe perete cu un vârf, cu un cui sau cu un vârf, când îmi venea un vers pe care nu voiam să-l pierd, îl scria pe perete sau îl mărturiseam unei care să merea să fie pe lângă mine, zic, ține minte versul ăsta. Și așa au apărut poeziile din închisoare. Întâi, eu am fost și înainte de a intra, am fost un cititor de poezie și am influențat în bine Blaga, Arghezi, Bacovia și am trăit o bună parte din timp, am trăit-o hrănindu-mă din poeziile pe care întâmplător le învățase pe din afară sau pe care le auzeam de la alții. Pe urmă, am rămas la un moment dat singur. Am fost pedepsit și am stat ca aproape un an de zile singur și atunci mi-am descoperit, eu mă mărturisesc, n-am scris poezie înainte de închisoare și prea multă poezie n-am scris nici după închisoare. Încât unul dintre prietenii mei zice, mai trebuie să-i creăm un regim aparte ca să poată să mai producă ceva. Și mi-am descoperit acest talent, dar mărturisesc și acum că eu am așa impresia că aceste poezii mi-au fost dictate de cineva. Pentru că stând singur și sondându-mă așa, la un moment dat țâșneam un vers care, în jurul căruia încropeam poezia respectivă. De exemplu, eram la izolare și s-a întâmplat un incident acolo între un gardian și un cetățean care era bolnav și era băgat la izolare și era și bătrân. Ulterior am aflat că e vorba de Moș Costache Gane, Constantin Gane, autorul frumosului roman istoric Trecut de vieții de Doamne și Domnițe, care avea 72-73 de ani atunci și era băgat la izolare. La izolare era cumplit, mai ales iar. Te băgat, m-am plecat cu mari și îți dădea mâncare, îți dădea o zi și două, nu? Și ceea ce era mai mușcător și mai greu de suportat era frigul. Și când a venit ăsta, i-a deschis ușa ca să-i arunci o stranță de pătură care trebuia să fie și saltea și învelitoare și de toate și pierna, el a
l-a rugat, domnule Butoner, luați-mă de aici, că dacă mă mai țineți și în noaptea asta aici, eu mor. La care Butonerul, care se ruga stare ca să auzim toți, că eram vreo 30 izolat în situația asta, a zis, mori în paștere, măi, de cât de asta te-am adus aici să mor. Această remarcă spusă cu cinism în termen deschis ne-a revoltat pe toți și am început un răzmeri. Am început să batem în ușă, ușile erau metalice și sunau, mi s-a văzut jumătate din oraș, din Aiut, și să strigăm. Scoateți omul de acolo, plotonerul respectiv la început a încercat să ne amenințe și să ne convingă să oprim această manifestare de solidaritate cu camaradul nostru, dar când a văzut, a început să se roage din noi. Aveau instrucțiuni să nu provoace chestii de astea, ori ceea ce se întâmpla acolo era provocat de el. Și se temea că va fi pedepsit și a început să se roage de noi. Oameni buni, nu poți să-l scoți eu de aici. Nu știți că după 10 seara nu se mai poate deschide o ușa cu camere în care îi îndrețin decât în prezența procurorului. Și noi atunci am zis, să-i vine procurorul, să-i vine procurorul. Și în sfârșit s-a prelungit, a venit cu ofițerii politici, n-a putut să facă nimic, a venit colonelul Crăciun, șeful închisorii, și ăsta avea mai mult tact, s-a sfătuit cu ceilalți și zice, uite, îl scoatem de acolo și îl trimitem la infirmerie. Și, într-adevăr, i-a dat ordin plutonerului să scoată, să-l duc la infirmerie, lucru care s-a și întâmplat, că noi am aflat asta, dar pentru că aveam posibilitatea să ne informăm, am aflat după vreo 2-3 săptămâni, că într-adevăr, în noaptea respectivă, Moșgane a fost dus la infirmerie. S-a făcut liniște, a plecat colonelul, am rămas singur și eu am încercat să mă duc să-mi fac rugăciune de seară, pe care începusem înainte de a începe scandalul ăsta. Să-mi continui rugăciunea de seară. Și am simțit că nu mă mai pot ruga. Eram atât de revoltat și atât de răvășit sufletește, că am simțit că nu mă mai pot ruga. Și atunci m-am pomenit dintr-o dată zicând, cu glas tare, în seara asta, Doamne, te vei culca frământ. Nu știu cine mi-a șoptit acest gând, că Dumnezeu nu va mai avea partizarea aceea de rugăciunea mea. Și în noaptea aceea, într-adevăr, nu m-am mai putut ruga, dar am făcut poezia respectivă. În seara asta, Doamne, te vei culca flămând. Azi m-a rugăciune, nu vei avea la cine nici bridul de smerenie, nici stropul de lumină, ce-mi pâlpăia altdată în candela din gând. Sunt prea sărac, stăpâne, nu am ce-ți oferi să-ți stâmpăr foamea. Furii mi-au tâlhărit cămara și de puținul suflet, ca cel păstrat ca sara, să am ca tot creștinul cu ce te omeni. Aș vrea să-ți pot întinde un gând sios măcar, dar nu pot, grădina nevraiște și goale, mi-a mai rămas în rujer o singură petală și pe un ramur vește un singur fruct amar. De le-aș culege în clipă să ți le aduc prin nos șoptind o rugăciune și tremurând o cruce, ar fi păcat de moarte că, Doamne, ți-aș atice o travă în cupe sparte și te-aș trebui prea jos. Zădarnic stai de veche și aștept frumil și plin, azi m-a rugăciune, nu vei avea la cine, și cerul tău de viață cu țurțuri de lumină, în seara asta, Doamne, te vei culca pe mâini. Așa a fost. Prietenul meu,
Cam spune că e una din piesele cele mai reușite ale cărții mele de poezie, intitulată Peisajul de Ombre. Sigur, eu n-am avut și recunoșa, n-am avut și nu am vocația rugăciune, nu mă pot ruga cu intensitatea cu care se rugau alții în jurul meu. Dar am suplinit de această carență mea cu poezie. În poezie mă certam cu Dumnezeu, în poezie în cele mai iertare. Și așa a apărut în decursul de câțiva ani, am scris vreo 200 de poezii, dintre care n-am putut să memorez și am putut cam 100, cam jumătate, care formează conținutul volumului de poezie. Și... Zice și de generație. Așa, și cartea este dedicată generației mele de Don Quixote, striviți de prea mare de lor dis. Și nu știu câți au fost striviți sau câți au reușit să iasă învingător de acolo. Eu mă consider un învins. Mai ales că nu am mai putut... Am avut și o situație specială. Nu știu de ce securitatea m-a scris tot timpul. La primii ani eram chemat de 3-4 ori pe lună, în fiecare lună, la securitate, ca să mă țină sub tensiune. Deși nu ne-am făcut niciodată probleme, n-am fost un tip nici răzvrătii, nici... Am considerat că închisoarea este o pedeapsă dată de Dumnezeu și că trebuie să fac ascultare. Am făcut ascultare, nu m-am răzvrătit în închisoare, însă m-am răzvrătit când erau pentru alții prieteni. Aveam un prieten care, săracul, tot timpul era la izolare pentru că era foarte recalcitrant. Nu voia deloc să înțeleagă că suntem acolo pentru a pătimi. Și... Astfel am reușit să scriu aceste poezii despre care eu le-am refăcut afară și au apărut datorită insistenției lui Răzvan și al altui prieten mai vârstnic al meu, domnul Constantinescu de la Sibiu, m-a determinat să încropez un volum și în 1995 a apărut prima ediție a volumului de poezii. Și astăzi este a apărut a patra ediție.